Pentru a se înscrie în cursă electorală în calitate de candidați electorali, patru partide politice s-au prezentat la prima oră la Consiliul Electoral de Circumscripție Drochea numărul 14. Până a începe înscrierea a fost dat citirii regulamentului privind înscrierea candidaților aprobat de Comisia Electorală Centrală. Astăzi, din 19, v-ați prezentat ca reprezentanții concurenților electorali pentru a fi depuse actele pentru înregistrare și din motiv că v-ați prezentat la o oră mai mulți reprezentanți, multe persoane, legislația prevede așa o procedură ca tragere la sorți, ca să nu apară o selecție între persoanele care încearcă să concureze la procedurile, la procesul electoral. Reșând din prevederi legislației în vigoare, este stabilit următarea ordine. În cazul în care în ziua stabilită pentru primirea documentelor, pretendenții se prezintă concomitent pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă a blocurilor electorale sau în calitate de concurență electorală, ordinea de primire a acestora se stabilește prin tragerea la sorți care se efectuează imediat la solicitarea pretendenților. Ordinea de primire a documentelor stabilită în urma efectuării procedurii de tragere la sorți nu influențează ordinea de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot. Dacă într-o zi, până la încheierea programului de lucru aprobat prin hotărârea organului electoral cu privire la stabilirea locului și timpului primirii documentelor pentru înregistrarea candidaților, documentele au fost depuse doar de un singur pretendent, tragerea la sorți nu se organizează, iar pretendentului se atribuie numărul de ordine imediat următor în buletinul de vot. Adică, în cazul dat, deoarece v-ați prezentat mai mulți concurenți, va fi efectuată procedura de tragere la sorți. Se va efectua în felul următor, va fi completate tichete, introduse în plicuri, plicurile vor fi introduse în comună și ulterior reprezentanții a să aleagă aceste plicuri și să stabile ordine de înregistrare. Pentru a începe înscrierea documentelor, reprezentanții partidelor au tras la sorți. Documentele recepționate au fost minuțios examinate de către reprezentanții Consiliului Electoral Raional de Circumscripție. Conform hotărârii Consiliului Electoral la Circumscripții Electorale Raionale Drochea numărul 14, începând cu ziua de astăzi, 19 septembrie, s-a început recepționarea documentelor pentru înregistrare în calitate de concurență electorală în cadrul Consiliului Raional Drochea. Programul de recepționare a documentelor este de la orele 9 până la orele 16, respectiv la orele 9. Astăzi au fost prezenți patru concurenți electorali pentru depunerea documentelor de înregistrare. În cazul dat, regulamentul aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale prevede că dacă la ora depunerii regulamentul prevede că dacă la ora recepționării documentelor sunt mai mulți concurenți electorali, procedem la tragerea la sorți privind ordinea de primire de recepționare a documentelor electorale. Astfel am recepționat documentele de la patru concurenți. Este vorba de Partidul Politic PAS, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova și Partidul Dezvoltare și Consolidarea Moldovei. Reprezentanții partidelor care au fost prezenți au tras la sorți cu privire la procedura de înscriere a actelor în calitate de candidați electorali. Pentru înscrierea în buletinul de vot urmează să fie efectuată a doua tragere la sorți astăzi ora 17:00 sau mâine dimineață. Este important să menționăm și faptul că regulamentul cu privire la tragerea, la procedura tragerii la sorți mai prevede și tragerea la sorți privind ordine de înscriere în buletinul de vot. Deci este, tot să nu confundăm că tragerea la sorți privind depunerea
documentelor pentru înregistrare nu înseamnă că este și ordine de înscriere în buletinul de vot. Astfel, la orele 17, urmează să anunțăm toți concurenții electorali care au depus documentele sau care vor mai depune pe parcursul zilei pentru a invita la sediul Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Raionale Drochea numărul 14 ca să efectuăm tragere la sorți privind ordine de înscriere în buletinul de vot. În cazul în care la orele 17, unul din acei concurenți electorali care au depus documentele pentru înregistrare nu se prezintă la sediul Consiliului Electoral pentru efectuarea acestei trageri, la sorți atunci această ședință se amână pentru a doua zi, iarăși cu anunțarea tuturor și efectuarea procedurii repetate. Dacă și la această etapă, a doua zi, acești concurenți electorali nu se prezintă în componența de plină, cum și-au depus documentele, se efectuează tragere la sorți doar cu cei care sunt prezenți în sala, la sediul Consiliului Electoral și respectiv concurentul care nu s-a prezentat, îi se atribuie numărul următor. Partidele politice care s-au prezentat astăzi la Consiliul Electoral Raional de Circumscripție Drochea numărul 14 pentru depunerea documentelor vor fi primii înscriși în buletinul de vot pentru alegerile generale locale din 5 noiembrie 2023 conform regulamentului în urma numerică trasă la sorți.